Domnul Iisus începe această secțiune de la versetul 5. Noi ne vom uita în această zi de la versetul 5 până la versetul 15. Așa cum știți, ne aflăm într-un ciclu de studiu pe tema rugăciunii și începe această secțiune cu cuvintele "Când vă rugați?". Rugăciunea este o practică aproximativ universală. Unii ar zice că nu, pentru că ateii nu se roagă, dar dacă mergem în orice religie care pretinde o credință supranaturală sau o experiență cu supranaturalul, orice religie are soiul ei de rugăciune, ideea de a comunica cu obiectul credinței, cu Dumnezeul sau divinitatea în care se încrede. Și de fapt, dacă ai cerceta foarte de aproape, și ateul până la urmă, într-un moment de slăbiciune, într-un moment de încercare profundă, zice: Doamne, ajută-mă. Un medic zicea: pe masa mea de operație nu există atei. Nu există un ateu. Înainte să intre siringa, să-l pună la somn și să-l despice, dacă medicul spune: pot să mă rog pentru tine, să refuze. Pentru că undeva în adâncul inimii, fiecare om cunoaște această realitate, că există un Dumnezeu. Și când ajungem în acele momente, chiar dacă poate chiar n-am mărturisit la nimeni, la un moment dat ridicăm ochii către Dumnezeu. Este o practică diversă pe cât este universală. Toată lumea o practică și toată lumea o practică diferit. Există diferențe majore, inclusiv în practica rugăciunii, în cadrul celor la care se consideră creștini. Dacă ai merge în 3, 4, 5, 6 biserici în această dimineață, care toate se consideră creștine, rugăciunea ar arăta poate diferită în fiecare. Ar fi diferită în conținutul ei, ar fi diferită în felul în care este aranjat, ar fi diferită în metoda folosită, și totuși fiecare pretinde că se roagă și fiecare pretinde că se roagă conform Scripturii. Domnul Iisus, în această predică, toți o cunoaștem ca și predica de pe munte, își confruntă publicul său și pe noi, vom vedea lucrul acesta, n-a fost doar pentru ei, cu două mari portrete. Și la fiecare pasaj, la fiecare fragment din predica lui, reia aceste două mari portrete în diverse aspecte. Fie în viața omului, fie în închinarea omului, fie în diverse sfere sau aspecte din viața lui. Și aceste două mari portrete este portretul omului religios și portretul omului credincios. Religia umană și adevărata credință. Arătând cât de radical diferiți sunt aceste două persoane, atât în motivațiile lor, arătând ce este în inima lor, dar și în viața lor, cum trăiește unul și cum trăiește celălalt, dar și în închinarea lor. Arată cum se închină cei care sunt credincioși și sunt cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și cei care sunt oameni religioși, care și ei se închină. Și chiar poate merg la aceleași biserici, sau la aceleași sinagogi, sau la același templu. Și poate chiar își zic iudei sau creștini, dar ei sunt doar religioși, nu sunt credincioși, nu sunt cu adevărat cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Și în această secțiune de la versetul 5 la 15, tratează problema rugăciunii. Și ne pictează un portret al omului credincios, al adevăratului credincios, și cum ar arăta, cum ar trebui să arate rugăciunea lui, și o face în două feluri. O face prin anumite negații, ne arată niște lucruri negative, cum n-ar trebui ca să fim, dar ne arată și lucruri pozitive și inclusiv ne va da un model al rugăciunii. Ne va spune: așa trebuie să vă rugați. Și este extrem de important acest portret care îl face Domnul Iisus Hristos, pentru că ne aflăm într-o situație foarte similară cu mulți dintre ascultătorii Domnului Iisus Hristos. Ne aflăm într-un context, acum la peste 2000 de ani,
extrem de similar cu cei care l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos. Imaginați-vă pentru un moment această gloată strânsă să îl asculte pe Domnul Iisus Hristos, care era compusă din tot felul de categorii de oameni, din diverse categorii, cu meserii diferite, cu vârste diferite, dar am putea ca să îi împărțim în două mari categorii. Pe de o parte, erau oamenii simpli, oamenii de rând, clasa mijlocie, oamenii muncitori. Și aceștia erau acolo din diferite motive. Unii erau acolo din curiozitate, poate erau iudei, sigur erau iudei, practicanți, care erau curioși despre acest învățător despre care au auzit, despre Iisus. Au auzit și ei că este un nou învățător în Ierusalim și predică bine și chiar este un învățător cu putere și au vrut să vină să îl asculte. Erau niște oameni curioși. Poate alții chiar deja erau convinși. Poate au mai avut ceva interacțiuni cu Domnul Iisus Hristos. Poate l-au mai auzit vorbind în alte contexte și s-au dat seama că ceva este diferit despre acest om și din convingere veneau pentru că vreau să audă mai mult, să-l cunoască mai mult. Poate chiar cochetau cu ideea de a fi ucenicii lui, de a-l urma pe acest învățător. Apoi, în cea de-a doua categorie, avem elitele religioase, fariseii și cărturarii, care nu erau sinceri, care s-au strecurat și ei acolo ca să vadă cine este acest nou învățător care tulbură apele, care vine ca să le fure adepții. Și stăteau și ei acolo și ascultau această predică pentru că erau foarte curioși, erau interesați, era jobul lor în pericol până la urmă și vreau să știe ce se petrece. Știm lucrul acesta pentru că Domnul Iisus Hristos face chiar în predica de pe munte referire expre la acești oameni. Îi vizează și împarte publicul, audiența, în aceste două mari categorii. De exemplu, în capitolul 5, el spune căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întreci neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. El împarte gloata aceasta în două mari categorii. Oamenii sinceri și oamenii aceștia falși, dar foarte importanți și foarte influenți, cărturarii și fariseii. Și toți erau prezenți înaintea lui și nu știm care-i care. Ei se cunoșteau între ei, știau rangul lor, statusul lor în societate, dar nimeni nu știa inima. Inima știa doar Domnul Iisus. Și știm că acești cărturari și farisei, ei erau etalonul teologiei și practicei iudaice. Ei erau standardul la care orice om de rând se uita și spunea asta ar trebui să fie un adevărat credincios. Dacă ești iudeu cu adevărat, dacă ești un copil din poporul lui Dumnezeu, ar trebui să fii ca oamenii aceștia. De fapt, întreaga predică de pe munte, într-un fel, este un discurs care pune în conflict aceste două categorii. Avem căutătorul sincer, care vine și caută adevărul, care vine și îl caută pe Hristos în mod adevărat, și avem cărturarul și fariseul, care era acolo sub motive false. Avem omul obișnuit sau credinciosul obișnuit, dar adevărat, care vine cu sinceritate, și avem fanaticul religios, dar care este fățarnic. Unul pare neînsemnat, dar este important, și altul pare foarte important, dar este un fals, este un fake. Este extrem de important să înțelegem acest context, pentru că el este relevant atât în a înțelege mesajul Domnului Iisus Hristos pentru audiența lui, ce trebuiau ei să înțeleagă din această predică, și noi ne vom uita doar la acest scurt pasaj, dar și felul în care se aplică pentru noi în contextul nostru. Pentru că dacă contextul în care noi ne aflăm este foarte similar cu contextul în care ei se aflau, atunci vor fi aplicații care se pretează în viața noastră. De fapt, Domnul Iisus vine și confruntă aceste elite spirituale care ziceau poporului, dacă vreți să fiți spirituali, dacă vreți să fiți acceptați de Dumnezeu, trebuie să fiți ca noi. Trebuie să vă închinați ca noi, trebuie ca să aveți practica noastră, trebuie să trăiți viața cum o trăim noi. Problema era că ei erau niște călăuze oarbe.
conducea oamenii spre un Dumnezeu pe care ei nu-L cunoșteau. Dar ei ziceau, veniți după noi. Și omul de rând, privind la acești cărturari și acești farisei, erau extrem de intimidați de viețile lor și de practica lor, de învățătura lor, de disciplina lor, de manifestările lor și de rugăciunile lor. Când mergeau la templu și îi vedeau cum se roagă, ei erau extrem de intimidați și spuneau, noi nu vom putea fi așa niciodată. Fariseii ziceau, vreți ca să mergeți în împărăția Domnului? Trebuie să fiți ca și noi. Vreți ca să intrați în împărăția Domnului? Trebuie să vă rugați ca și noi. Trebuie să postiți ca și noi. Trebuie să respectați legea cum o respectăm noi. Și omul de rând se gândea, dacă asta înseamnă a fi un om spiritual, dacă asta înseamnă a fi un om care se îndreaptă spre împărăția Domnului, noi nu avem nicio șansă. Pentru că suntem departe de acel standard, de acel etalon. Și astăzi sunt o sumedenie de voci creștine care vin și ne spun că dacă vrem să fim spirituali, trebuie să fim ca și ei. Trebuie să ne rugăm ca și ei. Trebuie să postim ca și ei. Trebuie să ne închinăm ca și ei. Sunt farisei și cărturarii lumii moderne. Oameni care sunt extrem de activi în practica religiei lor. Ei merg la biserică constant. Oameni care intimidează credinciosul de rând, sincer, dar obișnuit. Oameni care desconsideră pe cei care nu sunt la nivelul lor spiritual. A, cu siguranță, tu nu o să ajungi în cer. Uite-te la viața ta de rugăciune. De câte ori ai postit săptămâna aceasta? De câte ori ai fost la biserică? Eu am fost în fiecare seară. Problema este că, la fel ca și liderii spirituali din vremea Domnului Iisus Hristos, deseori acești oameni extrem de rigizi, extrem de serioși în practica religioasă, nu au nici o legătură cu adevărata credință și închinare. De multe ori, nu sunt altceva decât morminte văruite care vor să convingă prin zelul lor, prin activitatea lor, prin transpirația lor, prin manifestările lor, impresionante de altfel, că ei au viață, când de fapt ei sunt morți. Când de fapt ei sunt niște călăuze oarbe. Acesta este contextul în care ne aflăm. Oameni care cu adevărat, în mod sincer, unii mai sincer, alții mai puțin sincer, dar în mod sincer se confruntau cu Hristos și oameni care erau niște călăuze false și ziceau, nu, noi suntem standardul. Veniți după noi. Trăiți ca și noi, cărturarii și farisei. Și în acest context, Domnul Iisus vine și confruntă întreaga gloată și spune, nu. Dacă vreți ca să vedeți împărăția lui Dumnezeu, veniți după mine. Dacă vreți ca să fiți adevărați închinători, închinați-vă ca și mine. Dacă vreți ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu, iubiți ca și mine. Și în acest context, Domnul Iisus le vorbește și despre rugăciune. Și vine și le spune în versetul 5 și apoi în versetul 7 și 8 să nu fiți ca și oamenii aceștia. Să nu vă asemănați cu oameni care se roagă în felul acesta. Și dacă înțelegem despre cine este vorba, atunci învățătura Domnului Iisus este extrem de practică, de radicală și de aplicativă pentru noi, astăzi. Dacă ne aflăm și noi într-un asemenea context, într-un context religios, într-un context al bisericii, într-un context unde toți oamenii zic că sunt acolo să se închine, dar unii sunt sinceri și alții sunt falși. Dar unii au viață și alții sunt doar niște morminte văruite. Dar dacă ratăm acest aspect important, atunci vom continua în formalismul sau fanatismul nostru religios, crezând că este vorba de altcineva și nu de noi. Aici nu este vorba despre oamenii din biserică. El vorbea despre păgâni. El vorbea despre oamenii care nu mergeau la biserică. El vorbea de niște fațarnici care nu aveau nicio treabă cu biserica. Dacă ratăm că el nu vorbește doar oamenilor religioși, ci elitelor religioase, atunci vă spune, asta nu e despre noi. Nu trebuie să ne uităm foarte aproape în inimile noastre și în bisericile noastre pentru fanatismul fals și pentru fariseismul și pentru fățărnicia inimii. Noi suntem ok. Noi suntem biserica.
Dar dacă înțelegem că El exact acestor oameni le vorbește, vom începe analiza de aici și ne vom uita apoi în bisericile din care facem parte. Și vom spune, oare nu suntem noi acești fățarnici? Oare nu suntem noi acești păgâni? Fățarnicii și cei ce se roagă ca și păgânii sau ca și neamurile, nu erau cei din afara poporului Dumnezeu. Erau chiar liderii lor spirituali. Erau chiar fariseii și cărturarii. Și Domnul Iisus vine și spune, nu fiți ca ei. Priviți la cei mai religioși oameni din comunitățile voastre. Priviți la fariseii și la cărturarii. Priviți la predicatorii și la prorocii voștri. Priviți la oamenii care voi considerați că sunt etalonul. Și Hristos spune, nu fiți ca ei. Pentru că sunt falși. Pentru că sunt fățarnici. Pentru că sunt niște morminte văruite. Pentru că nu au viață. Sunt formă fără fundament. Sunt simbol fără substanță. Nu fiți ca ei. Dacă înțelegem lucrul acesta, atunci vom căuta fariseismul și fanatismul fals și fățărnicia și idolatria din mijlocul inimii noastre și din mijlocul bisericii noastre. Dar dacă nu înțelegem, atunci vom continua să fim fățarnici și falși și idolatri, pentru că vom presupune că nici cum Hristos nu poate vorbi cu noi. Nici cum nu poate vorbi cu o biserică baptistă sau cu o biserică penticostală sau cu o biserică baptistă reformată sau cu o biserică carismatică. Nu, ei vorbește despre altcineva. Pe când el, de fapt, vorbea exact cu ei. Exact cu liderii lor. Exact cu oamenii extrem de religioși. Problema era că fățărnicia și păgânitatea era deja în mijlocul poporului Israel. Și cei care conduceau poporul Israel erau falși închinători și poporul se uita la acești falși închinători ca să primească o direcție. Și starea bisericii de astăzi este extrem de similară. Oamenii de rând din biserici se uită la liderii lor care sunt falși, care sunt idolatri în mare parte, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu vin cu o inimă închinată înaintea lui Dumnezeu și zic, vrem să fim ca ei. Vrem să ne rugăm ca ei. Vrem să cântăm ca ei. Vrem să trăim ca ei. Problema este că ei sunt morți. În primul rând le spune să nu fiți ca și fățarnicii. Fățarnicul este un om foarte religios. El se roagă mai mult decât creștinul obișnuit. Ei sunt cei cărora, ne spune textul, cărora le place să se roage. Le place, le face plăcere să se roage, spune Domnul Iisus. Așa de multă plăcere le face încât se roagă în biserică și se roagă stând în picioare. Se roagă peste tot, pe stradă și în biserică și peste tot. El este așa de spiritual încât și în piață trebuie să se roage. Și în taxiu trebuie să se roage, el se pune în genunchi și în restaurant. Care este problema? Problema este, pentru că la oamenii aceștia le place să se roage, spune textul, pentru ca să fie văzuți de oameni. Ei sunt fățarnici, ei sunt falși. Ei nu se roagă ca să intre în comuniune cu Dumnezeu, ci se roagă ca să fie văzuți de oameni. Și de aceea ei vor să roage mult și peste tot, ca să fie văzuți de cât mai mulți oameni. Fățarnicul este omul care se roagă să fie văzut de oameni, dar nu ascultat de Dumnezeu. Cât timp toată lumea l-a auzit în biserică, nu-i chiar foarte curios dacă Dumnezeu îl ascultă. Este omul care are mult de spus în rugăciune când are o audiență și nimic de spus când este singur cu Domnul. Acasă, la marginea patului, el nu are foarte mult de spus. Este omul care nu mai poate fi oprit când este în public, când este în biserică, când fratele acela pornește, nu-l mai oprește nimeni. Și nu știe cum să pornească când este în privat. Este omul care disprețuiește rugăciunea simplă și scurtă și sinceră a omului care vine în biserică și spune, vai de mine, sunt un păcătos, ai milă de mine, Doamne. Spune, atât? Tu nu știi să te rogi?
El vrea volum, el vrea durată, el vrea putere, el vrea elocvență. Este omul care are nevoie de o audiență să se roage. Omul care merge frecvent la grupuri de rugăciune, la seri de stăruință, el le organizează. Dar este foarte greu să roage doar el în privat cu un alt frate și să nu știe nimeni despre acea rugăciune. Foarte greu. Trebuie să fie un public. Trebuie să fie lume. Trebuie să fie forfotă. Domnul Iisus dă două exemple a comportamentului care îl aveau acești oameni. Se spune că ei se rugau stând în picioare, în sinagogi, și apoi ni se spune că ei se rugau la colț de stradă. Oamenii aceștia căutau să iasă în evidență peste tot, inclusiv în sinagogă. Ei mergeau acolo nu ca să se închine, ci să fie văzuți și auziți de alții care erau acolo, să se afișeze. Dacă el mergea la sinagogă și nimeni nu-l vedea acolo, era pentru el de parcă n-ar fi fost. Avem acea pildă din Luca 18, unde Domnul Iisus tratează exact acest sentiment. Doi oameni s-au dus la templu, spune Domnul, să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt era un vameș. Fariseul stătea în picioare și se ruga: Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, tâlhari, nedrepți, adulteri și nici chiar ca acest vameș. Cel a intrat, s-a ridicat în mijlocul adunării, probabil că se ruga în sinele lui, dar înainte să uite, s-a uitat în jur, sau poate s-a rugat cu ochii deschiși, a văzut exact cine e acolo și a zis: stați voi, oameni simpli, jos, lăsați pe un profesionist. Și în rugăciunea lui zice: nu-ți măcar nici ca și acest vameș. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ceea ce câștig. Pe când vameșul stătea la distanță. Nu vrea să fie observat, nu vrea să fie băgat în seamă, nu ni se spune nici măcar că stătea în picioare. Nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se betea pe piept zicând: Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Eu vă spun, spune Domnul Iisus, că mai degrabă acesta s-a dus acasă socotit drept decât celălalt. Căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat. Observați pe cine confruntă Hristos, cine sunt acești fățarnici. Fățarnici nu erau oamenii ăia de departe, de undeva din alte țări, ceva străini fățarnici. Nu erau oamenii ăia care sigur nu se găsesc pe la noi, în bisericile noastre. Fățarnici erau liderii lor spiritual. Erau farisei. Fățarnicii pe care îi confruntă Hristos erau fruntașii lor. Erau farisei și cărturarii. Fățarnicii care sunt un pericol, cel mai mare pericol, pentru biserică, nu sunt fățarnicii în afara bisericii, ci fățarnicii din lăuntrul bisericii. A doua explicație a acestei categorii a fățarnicilor sunt aceștia care se roagă la colțurile ulițelor sau la colțurile străzilor. Și imaginea este haioasă pe cât este de tristă. Îl vedem pe domn fariseu, da, pe domn fariseu, și reținem acum că fariseii erau acolo, în mijlocul gloatei, și Domnul Iisus spune: voi sunteți genul de oameni care după ce ați plecat de la sinagogă, unde v-ați făcut evidența acolo, ieșiți afară în stradă, în piață, și căutați să vă poziționați într-o intersecție încât să fiți cât mai vizibil. Vă puneți pe un colț de stradă și faceți un studiu de trafic pietonal. Și spune: nu, aici nu. Treceți strada și vă uitați: da, aici o să mă vadă mulți. Și când te-ai asigurat că ai trafic, ai vadul comercial, zici: acum îmi rostez rugăciunea. Și tot spune către farisei care erau acolo, în mijlocul gloatei: voi ăștia sunteți. Oameni care vă rugați de dragul de a fi văzuți și auziți de oameni. Toată această absurditate, tot acest spectacol, toată fățărnicia aceasta provine din motivația falsului închinător care este descrisă de Hristos așa: pentru ca să fie văzuți
de oameni. Asta îi propulsează. Sunt dispus să fie ridicoli cât timp sunt văzuți, cât timp sunt apreciați. Și Hristos spune că acești oameni care se manifestă în acest fel, care sunt împinși de această motivație, și-au și luat răsplata. Ce vrea să însemne lucrul acesta? Este foarte simplu. În cele din urmă primim ceea ce căutăm, inclusiv prin închinare. Dacă am căutat să fim văzuți, atunci când oamenii ne-au observat și ne-au apreciat, ne-au văzut, am primit răsplata. Am primit exact ceea ce am căutat prin acea rugăciune. Dacă am mers la biserică, nu ca să intrăm în comunie cu Dumnezeu, ci să ne afișăm, când frații din biserică au zis, oh, ce rugăciune extraordinară, ai primit răsplata, ai primit exact ceea ce ai căutat. Dacă ai căutat să intri într-o stare extatică, dacă te-ai dus să faci o rugăciune sau să te duci la o stăruință sau ce-o fi ea, și scopul a fost, eu mă duc acolo să ajung într-o stare. Când ai ajuns în acea stare, ți-ai primit răsplata. Când a început adrenalina și endorfinele să curgă prin vene și tu ai început să tremuri, ai primit răsplata. Pentru că asta ai vrut. Ceea ce cauți, aia vei primi. Termenul folosit pentru răsplată este un termen care în antichitate era folosit pentru achitarea în total la unei datorii, pentru plata totală. Dacă ați lucrat vreodată într-un birou sau dacă ați lucrat la un magazin și ați fost responsabil pentru plăți sau facturi, știți că în unele birouri sau unii contabili au o ștampilă pe care scrie achitat. Și când ai facturile și toate actele acolo care trebuie plătite, când ea este achitată, nu mai este nicio datorie, se ștampilează încât să știe că nu mai trebuie plătit nimic. Tot ce se cuvine s-a dat. Este exact conceptul acesta. Domnul Iisus spune, oamenii aceștia, când vin cu această motivație și cu aceste manifestări, ei vin vroind ceva. Ei vor atenție, apreciere, experiențe. Și când le primesc, ei sunt achitați. Nu mai pot aștepta nimic. Dumnezeu nu le mai dă nimic pentru că plata cuvenită, ceea ce ei au vrut prin acea rugăciune, a fost primită. Dar dacă cauți comuniune cu Dumnezeu și părtășie cu El, cum pot oamenii achita acea răsplată? Răspunsul este nu pot. Dacă cauți pe Dumnezeu, doar El te poate răsplăti. Și vom vedea că și El nu rămâne dator. A doua categorie sunt păgânii sau neamurile. Și ni se spune că nici cu ei nu trebuie să ne asemănăm. Oamenii aceștia sunt oamenii aceia, spune Domnul Iisus, care se roagă mult, care sunt ori extrem de elocvenți, leagă foarte multe cuvinte împreună, te și mir de unde sintagmele acestea, sau oamenii aceia care se roagă așa de rapid și așa de mult și folosesc așa de multe cuvinte încât poți să intre și într-o trans. Nici ei nu mai știu, bolborosesc pur și simplu, nici ei nu mai știu ceea ce zic. Pavel îi descrie în 1 Corinteni 14, acei oameni care se roagă până când mintea lor rămâne fără rod și se cred spiritual pentru aceasta. Se manifestă diferit decât prima categorie de oameni fățarnici, dar ceea ce este în comun este motivația lor falsă. Spune, acești oameni care se roagă așa, cărora li se pare, spune Hristos, că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Iisus clarifică eroarea lor zicând să nu vă asemănați cu ei, cu oamenii aceștia care cred că prin mulțimea lor de vorbe sunt ascultați, pentru că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți. Oamenii aceștia, spune Iisus, nu știu cui se roagă. Ei n-au habar cu cine vorbesc. Ei cred că Dumnezeu nu știe ce au ei nevoie. Sau că ei trebuie să fie extrem de insistenți și elocvenți încât Dumnezeu să-i bage în seamă. Domnul Iisus spune, oamenii aceștia n-au habar cine este Tatăl vostru ceresc. Citeam spune aceasta într-o carte și un păstor dea un exemplu despre un frate care s-a rugat și în rugăciunea lui a zis, Doamne, probabil că ai citit și tu un ziar despre tragedia care s-a întâmplat în orașul nostru
dar vreau să mă rog pentru victimele din acea tragedie. Noi râdem. Dar nu este așa că de multe ori noi am venit cu sentimentul înaintea Domnului de parcă îl informăm de ceva? De parcă până n-am deschis noi gura, Dumnezeu nu știa? Oamenii aceștia sunt oameni care n-au habar cu cine vorbesc. Ei cred că Dumnezeu se lasă înduplecat de volumul, de cantitatea sau de calitatea cuvintelor noastre. Adică, în funcție de cum te rogi, Dumnezeu va răspunde. Te rogi tare, El îți răspunde cu putere. Te rogi așa, El îți răspunde mai încet. Te rogi repede, El îți răspunde repede. Te rogi în șoaptă, El nu aude. Am fost într-o biserică odată, invitat să predic și niște frați au condus rugăciunea înaintea mea și la un moment dat certau biserica și au zis, rugăciunile voastre n-au trecut nici de tavan. Păi surd Dumnezeul nostru. Te rogi mult, El te binecuvântă mult. Te rogi scurt, El îți dă puțin. Și așa mai departe. Ei cred că Dumnezeu poate fi manipulat în funcție de forma, cantitatea, volumul rugăciunii. Pe scurt, oamenii aceștia se roagă unui alt Dumnezeu și nu Dumnezeului Scripturii. De aceea Iisus spune, nu fiți ca neamurile. Dar cine se ruga ca neamurile? Evreii. Fățarnicii, fariseii, cărturarii credeau că îl pot manipula pe Dumnezeu prin rugăciunile lor, prin jertfele lor. Din nou și din nou Dumnezeu îi ceartă în Vechiul Testament prin proroci. Ați crezut că puteți prin jertfele voastre să fiți plăcuți mie? Ați plăcut prin darurile voastre, prin rugăciunile voastre? Mi scârbă de ele! De ce? Pentru că ei credeau că pot să-L cumpere pe Dumnezeu. Doamne, ți-am adus un bou, ți-am adus un miel! Și Dumnezeu le spune, dacă n-ați înțeles că simbolurile acestea sunt doar simboluri a credinței voastre în jertfa care eu o dau în dar, nu sunt bune de nimic. Dar fariseii credeau că dacă se roagă mult, că dacă dau zeciuială, Dumnezeu trebuie să răspundă. Dumnezeu trebuie să-i binecuvinte. Exact ceea ce credeau neamurile. Se duceau la templul lor, zicea, uite, ți-am adus darul acesta. Zeu, la zeu. Acum, te rog, fă și tu ceva pentru mine. Dumnezeu spune, eu nu funcționez așa. Eu nu sunt un Dumnezeu care pot fi slujit de mâini omenești. Eu n-am nevoie de mâncare și de darurile voastre. Nici măcar de rugăciunile voastre. Voi aveți nevoie de ele. Voi aveți nevoie de rugăciune. Voi aveți nevoie de închinare. Voi aveți nevoie de jertfa care eu am să o dau. Iisus vine și acuză pe farisei, pe cărturari, pe evrei, că rugăciunile celor din poporul lui Dumnezeu, din poporul Israel, erau ca și rugăciunile păgânilor. Se rugau crezând că prin forma rugăciunii ei îl pot îndupleca pe Dumnezeu. Vedem din nou că motivația ta și audiența ta, adică de ce și cui te rogi, va modela rugăciunea ta. Dacă în prima categorie motivația era să fie apreciați și observați și audiența era oamenii și acești doi factori determinau rugăciunea, se rugau în public și în așa fel să fie văzuți. Acum vedem că motivul nu este așa de mult ca să fie afirmați de oameni, ci să fie ascultați. Adică să primească ceea ce au cerut, ceea ce au vrut. Și audiența acum este Dumnezeu, dar un fals Dumnezeu. Un Dumnezeu care poate fi manipulat. Un Dumnezeu care poate fi înduplecat. Și când ai o motivație idolatră și când te rogi unui Dumnezeu fals, care nu corespunde cu Biblia, vei avea o rugăciune și o închinare fals. Care este atunci adevărata închinare și adevărata rugăciune? Ne vom uita de seară cu ajutorul Domnului, dacă vom mai fi în viață, la felul în care Domnul Iisus Hristos ne va învăța să ne rugăm, începând cu versetul 9 și până versetul 15, adică la rugăciunea Tatăl nostru, dar nu vrem să sărim peste ceea ce ne-a învățat în această scurtă introducere în subiectul rugăciunii. La fiecare categorie și la fiecare exemplu negativ unde ni se spune să nu fii ca ei și să nu te asemeni cu ei, ni se dă un indiciu și despre cum ar trebui să fim
noi, ca și adevărați credincioși. De exemplu, în contrast cu fățarnicii, Hristos spune că noi trebuie să ne rugăm nu căutând să fim afară în public, ci tu când te rogi, intră în odăița ta și încuieți ușa. Acum vrea Iisus să spună că orice rugăciune în biserică, în public sau într-un grup de frați este exclus? În niciun caz. Nu asta este ideea, ci vrea să sublinieze motivația diferită și audiența corectă a rugăciunilor noastre. Intră în odăița ta și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns. Adevăratul credincios caută să roage lui Dumnezeu și nu oamenilor. Fie că el se roagă acasă în odăița lui, fie că se roagă pe mașină, fie că se roagă în restaurant, fie că se roagă în biserică. El nu-i curios cine-l aude, el nu vrea să fie auzit, el vrea să roage lui Dumnezeu. Și rugăciunea lui va fi total diferită, pentru că audiența lui este total diferită. El nu se roagă oamenilor, ci se roagă lui Dumnezeu. Dar ni se mai spune ceva despre acești fățarnici. În contrast cu adevărați închinători, ni se spune că ei căutau o răsplată. Și Hristos spune că atât falși închinători, care se roagă în mod fals, ci și adevărați închinători, care se roagă cu adevărat Tatălui, își vor primi răsplată. Și este foarte interesant că în versetul 6, Hristos folosește aceeași expresie pentru rezultatul adevăratei rugăciuni. Și el spune, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Ambii primesc ceea ce căutau. Ambii primesc răsplata dorită. Dar ce este ea într-un caz și în altul? Unul dorește ceva de la oameni, ca să fie auzit de oameni, să fie apreciat și afirmat de oameni. Și în cele din urmă va pleca acasă achitat. Va primi ceea ce a vrut. Altul dorește să vorbească cu Dumnezeu, să fie ascultat de Dumnezeu, să intre în comuniune cu Dumnezeu și va pleca acasă primind ceea ce a dorit. Dragul meu, în această dimineață, răsplata cui ai căutat-o? Și de la cine o vrei? Pentru că putem căuta o farsă răsplată dacă o căutăm de la oameni. Poate am venit la biserică pur și simplu pentru că avem nevoie să ni se afirme din nou din partea unor oameni că noi suntem ok, că noi suntem creștini, că noi suntem buni, că noi suntem mântuiți. Dacă asta ai căutat, cu asta vei pleca, cu o afirmație din partea unor oameni. Dar putem și căuta o falsă răsplată căutând altceva decât părtășie cu Dumnezeu de la Dumnezeu. Poate am venit chiar să ne întâlnim cu Dumnezeu, dar am venit cu un motiv anume. Am venit să primim ceva de la El. Am venit să manipulăm ceva de la El. Am venit prin niște rugăciuni și prin niște cântări și prin niște daruri înaintea Lui să extragem ceva de la Dumnezeul acesta. Prin aceasta nu vreau să spun că este greșit să venim înaintea Lui Dumnezeu cu nevoile noastre, dar dacă numai atât căutăm, dar dacă numai împlinirea nevoilor noastre trupești este de ce am venit să ne închinăm, s-ar putea că deși acele nevoi vor fi împlinite, să rămânem cu cea mai mare nevoie neîmplinită când plecăm de aici. Cu nevoia de părtășie cu Dumnezeu. În contrast cu neamurile, spune Domnul Iisus, sau cu cei care se roagă ca și neamurile, deși sunt în poporul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim conștienți întotdeauna cui ne rugăm. Să știm că Tatăl nostru știe de ce avem noi nevoie. Și știe ceea ce sunt durerile noastre înainte ca noi să le rostim. Altfel spus, trebuie să nu uităm pentru o clipă cu cine discutăm. Și ce diferit sună și arată o rugăciune care este înălțată unui Dumnezeu atotputernic și atotștiutor și suveran și măreț și infinit și glorios și de trei ori sfânt. Cu câtă reverență, cu câtă umilință. Când te închini și te adresezi adevăratului Dumnezeu, va fi mai mult loc pentru lauda Lui.
Va fi mai mult loc pentru adorare față de El. Va fi mai mult loc pentru mărturisirea păcatelor și mai puțin loc pentru stăruință pentru dorințele tale. Pentru că tu știi că El știe înainte ca tu să le spui de ce ai tu nevoie. Pentru că tu ești copleșit de prezența sa și de măreția sa și de frumusețea sa. Dar când tu te-ai dus acolo și tot ce vezi din Dumnezeu este un tonomat din care să-ți extragi binecuvântarea, rugăciunea ta va fi: Doamne, fă-mi, Doamne, dă-mi, Doamne, am nevoie, Doamne, îmi trebuie. Ce falsă spiritualitate să crezi că culmea credinței este să te rogi așa de insistent încât Dumnezeu îți dă, în ciuda faptului că n-a vrut să o facă. Să crezi că asta înseamnă apogeul spiritualității, că l-ai putut manipula pe Dumnezeu. Mai este loc în asemenea rugăciune pentru răspunsul lui Dumnezeu, că harul lui ne este îndeajuns? Când ne rugăm întotdeauna adevăratului Dumnezeu, rugăciunile noastre vor fi altfel. Dragul meu, în această dimineață sper nu doar să fi înțeles cum să nu fii în rugăciune sau cu cine să nu te asemeni. Să te uiți în jurul tău sau la tine și zici: am înțeles, nu mai trebuie să fiu așa. Și sper să pleci din mijlocul nostru și să știi în inima ta cui te rogi cu adevărat. Și să știi în inima ta ce răsplată cauți cu adevărat atunci când vii în rugăciune. Să te întrebi: mă rog eu adevăratului Dumnezeu și îmi doresc mai mult decât orice, decât vindecare, decât binecuvântare, decât binecuvântări materiale, îmi doresc mai mult decât orice răsplata comuniunii cu El? Dacă da, ești un adevărat credincios. Dacă nu, ești pur și simplu un idolatru. Chiar dacă ești un lider religios în comunitatea ta, chiar dacă părinții tăi sunt pocăiți, chiar dacă tu ești păstor, chiar dacă tu ești proroc, chiar dacă ești orice, dacă audiența ta sunt oamenii sau o imagine falsă a lui Dumnezeu și dacă răsplata căutată este binecuvântarea și nu comuniunea, ești un fals închinător. Și îmi doresc pentru tine mai mult decât orice altă binecuvântare, binecuvântarea să-L cunoști și să fii în comuniune cu adevăratul Dumnezeu. Amin.